fază rețeta vom avea nevoie de vinete tăiate cubulețe. Le-am pus în apă sărată, lăsați cam jumătate de oră, 20 de minute. Dar dacă aveți vânătă tailandeză, folosiți de aceea. În urmă vom avea nevoie de frunze de cafir uscate sau proaspete, lapte de cocos, niște chili, curry verde tailandez, pasta de curry, zahăr de palmier sau zahăr brun de care aveți, sos de pește și niște carne de porc. Este busuioc tailandez, dar eu n-am găsit, așa că pun normal. Dar l-am încins și adăugăm laptele de cocos, cam 500 de grame. Cocosul se înfierbânțește, putem adăuga și un pic de pastă de curry verde și amestecăm. Să bolborosească curiul cu cocosul, adunăm și porcul. Ups! Și amestecăm, facem porcul. În continuare mai mult cocos. Cremă de cocos. Când a început să fiarbă bine, adăugăm mai multă apă, cam 400 de ml, 300 de ml. Început să fiarbă bine, bine tot, punem și zahărul de palmier sau zahărul de palmier. Cam mult. Apoi după zahăr, sos de pește. Cam, cum să spun, o lingură. De bine. Câte cantitate îi puneți? Dar în urmare îi pun și cuburi de sânge de porc fierte. Ne pun și niște bile de, făcute din carne de pește, ca niște chifteluțe de pește, dar nu am. Și astea ei le numesc tărchiberi, boabe de curcan și cresc cumva la ei un pom. Eu nu am, așa că n-o să pun, chiar dacă aveți, puneți. Adăugăm și frunzele de cafir și chiliul. Normal trebuia și chili verde și acesta trebuie să fie mai mare, mai lung, dacă n-am avut doar scurt. E ok. Busuioc tailandez, doar că eu nu am, așa că spun normal, deci frunze întregi. Eu n-am avut bird chili, chili de pasăre, sunt niște boabe așa mai lunguiețe, 2-3 cm, mai grăsuțe, dar foarte mici și picante.